Mașina poliției condusă de șeful de post de la Braniște a fost filmată în fața școlii în care lucrează soacra acestuia. Femeia a coborât, a trântit cu putere portiera și a intrat în unitatea de învățământ. Oamenii din sat spun că polițistul și-a făcut un obicei din a-și plimba rudele cu mașina de serviciu. Nu am scopuri personale, mașina cum a vrut el și unde a vrut, înțelegeți? Deci soacra o aduce și anul trecut a adus-o toată vara de când a luat secretară la Braniște și anul ăsta de când a început școala aproape zi de zi, înțelegeți? O duce și o aduce de la școală. Prin asta am luat și reportajele alea, filmările alea, ca să vă demonstrez că este adevărat. Cu mașina poliției? Da, cu mașina poliției, toată ziua. Și azi dimineață trecut cu doi muncitori care îi duce la casa soacrei, acolo unde stă și el, că e ginere în casă. Și rudele polițistului recunosc cu jumătate de gură, ce-i drept că bărbatul și-a făcut un obicei din a-și duce soacra cu mașina la serviciu. Nora e secretar. Sau nu? Și a avut probleme, da, e adevărat, odată a dus-o. Odată, dar cred că l-a urmărit cineva să-i facă rău. Dorințele polițistului de a aspira la titlul de ginere perfect au căzut cu tronc șefilor de la județ. Bărbatul riscă să-și piardă locul de muncă. Dosarul în speța de față urmează să fie înaintat parchetului de pe lângă Tribunalul Meierinți pentru a se stabili dacă polițistul se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Polițistul și soacra acestuia nu au fost găsiți pentru un punct de vedere. Un exemplu al celor care se lăfăie în bani publici și se plimbă pe benzina instituțiilor a fost dat de-a lungul timpului și de autoritățile județene. Nu de puține ori, președintele Consiliului Județean Mehedinți Adrian Duicu și prefectul Nicolae Drăghia au folosit mașinile de serviciu în scopuri personale.